De ce m-au legat la ochi? Da. Mulțumesc. Monografie. Dar eu i-am dezmembrat pe ei, nu ei pe mine. Dar pe Crăvenciun nu l-ați făcut într-o noapte? O parte sunt făcut mai devreme. Adică nu știați că va fi arestat. E premonitorie. N-ar vrea să veniți mă trai așa cu Elena. Cine știe ce o să creadă lumea? Nu-i nimic, chiar de asta. Așa. Și ăsta e Claus? Dar cine? A, nu cu Elena vreau eu. Da, facem și cu Claus. Facem cu amândoi. Așa, da. Toți componenții. Cu Dan Dragonescu nu vrei? Acolo. Îi rom pe toți la ați făcut cu Ponta acolo? A, nu. Nu, aici este, aia cu Ponta din carte, aici. Poate nu, trebuie mers chiar așa. Aici. L-am făcut cu Dana Grecu, cu Tigaia. Ponta e Tigaia. Hai, dar nu singur, haideți cu mine. Ca să rezolv, păi da, sunteți, l-ați făcut, da? Așa. Ca să se vadă că e caricatură, dacă cineva are vreun dubiu. Eu? A, el. El. E sub acoperire. Ce se întâmplă? Sunteți drăguți, da? Sper că sunteți și civilizați. Cu cât lucrurile sunt mai puțin explicabile, cu atât de mai interesant. Da. Distinsă doamna Monica. Nu știe nici cine. Cât că Maria știe. Nu știe nici Maria. Uite. Horace Iliescu a fost când v-ați depus candidatura și este fiul meu. Și sunt, vă jur, și abia l-ai recunoscut după jumătate. Nu. Da, m-am uitat la el, e cerele meu. Dați voie să... Că n-am niciun fir de păr. Duceți-vă la ceilalți candidați, că iau fire de păr. Eu scame, eu nu am. Fără perie cu perie. E ok ăla. Pe Ponta. Cine ești? Spuneți-mi de ce? Dacă nu-i Corațiu, e Hesiod. Ne-ați putea oferi pentru... ofițerii acoperiți. Că suntem, până la urmă, suntem acoperiți de lume. Adică sunteți spion. Apropo, Ponta, ce fel de culoare are? E spion, nu? Așa, da. Țingău, așa zis, băsescu, că e țingău. Dacă e pentru ruși, ce culoare are? E alb sau negru? Ce spion e? Dacă e bun sau rău, nu știm ce a făcut. Alb sau negru? E irelevant. Dacă ai un prim-ministru care e spion, nimeni n-are încredere în tine. Dacă ai spionat țările aliate, nu să mai lucrez cu el. Deci oricum e negru. Dacă vrei să fii spion și să spionezi pentru țara ta, e foarte bine. Te duci la serviciu de informații externe. Trebuie să treci prin faza pion. Nu. Te duci la serviciu de informații externe și faci bine țării tale, dar nu mai vrei să fii și prim-ministru. Sau altceva. Și nici politician, și nici magistrat, și nici jurnalist. Te duci la serviciu și spionezi pentru țara ta, ok. Să steam și eu așa, să știu cine e. Cu drag.